Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vorbim despre o temă foarte specială, foarte frumoasă, cu ocazia sosirii primăverii în tradiția românească, în primele 9 zile din luna martie. Fiecare român își alege baba ca să își dea seama cum o să-i meargă în anul care vine. Și cu ocazia asta vreau să vă ajut ca să înțelegeți mai bine energia fiecarei babe în parte prin niște etalări în care o să analizăm mai în detaliu fiecare babă în parte. Tradiția începe de la baba Dochia și ale sale 9 cojoace, care în primele 9 zile ale lunii martie treptat începe să își dea jos din cojoacele sale, anunțând astfel apropierea primăverii. Astfel s-a născut la români această tradiție de a ne alege baba sau ziua dintre primele 9 zile din luna martie pentru a ne intui oarecum norocul în anul care vine. Dacă nu știți cum să vă alegeți baba, există mai multe metode. Puteți să alegeți foarte simplu un număr de la 1 la 9, care este numărul vostru preferat și ziua respectivă va reprezenta baba voastră, sau puteți să mergeți pe metoda clasică și să vă alegeți în funcție de ziua de naștere. Dacă ziua voastră de naștere este între 1 și 9 ale lunii, ziua în care v-ați născut este și baba voastră. Dacă ziua voastră este, spre exemplu, în 25 ale lunii, va trebui să faceți suma celor două cifre, 2 plus 5 egal 7, prin urmare, pe 7 martie va fi baba voastră. În funcție de cum va evolua ziua respectivă în care pică baba voastră, fie că v-ați ales-o sau ați calculat-o în funcție de ziua nașterii, așa o să vă meargă și în anul următor. Dacă o să fie soare și frumos, o să aveți un an frumos, plăcut, plin de împliniri și bucurie. Dacă o să fie urât și mohorât, nu o să fie cel mai bun an pentru voi, dar mare atenție, dacă plouă sau ninge, asta e semnal de belșug, de foarte multă abundență. Și pentru a oferi un strat suplimentar de subînțeles acestor interpretări referitoare la cele 9 babe, v-am pregătit o scurtă etalare cu niște cărți oracol, o carte din setul Moonology, oracolul de lună, pentru că luna este corpul planetar care guvernează ciclurile feminine, și încă o carte din acest oracol, Legendary Ladies sau Doamne de legendă din istoria și mitologia mondială. Și acum hai să vedem ce vă rezervă baba voastră pentru această zi. Pentru cei care ați ales ultima babă, baba numărul 9, ziua de 9 martie, ce mesaje suplimentare are baba voastră pentru voi? Avem luna nouă în fecioară, e momentul să dăruiți, nu să cereți, și Aime, zeița forței interioare, a puterii voastre interne. Foarte frumos, foarte interesant mesajul pentru voi. Pentru voi anul acesta va trebui să vă puneți lucrurile în ordine, să vă puneți ordine în viața voastră, pentru că fecioara este un semn foarte tipicar, foarte perfecționist, și atunci când apare luna nouă în fecioară este momentul să inițiați noi lucruri în această direcție. Va fi anul ideal ca să inițiați noi lucruri în privința sănătății voastre, pentru că fecioara guvernează și sănătatea, și ar fi ideal să vă instaurați o rutină. De exemplu, să vă treziți în fiecare zi la aceeași oră, să vă culcați la aceeași oră, să mâncați la intervale orare fixe, să aveți un program prestabilit foarte clar. Ordinea și disciplina vor fi cuvintele cheie pentru voi anul ăsta și vor fi lucrurile care o să vă aducă succes. O să vă dați seama că sunteți mai puternici decât v-ați imaginat, că aveți mai multă forță interioară decât știați voi despre voi înșivă. Anul acesta trebuie foarte clar să vă analizați unde sunteți și unde vreți să ajungeți, care sunt țelurile voastre, scopurile voastre pe termen scurt, mediu și lung și ce puteți să faceți ca să le îndepliniți. Pentru că sub această energie de lună nouă în fecioară împreună cu Aime, o să puteți să faceți un plan de acțiune foarte bine stabilit, foarte coerent și foarte bun
pentru a vă îndeplini țelurile. Orice vă doriți, puteți să îndepliniți, pentru că o să fiți foarte organizați și structurați. Pentru cei care ați avut probleme de sănătate în trecut, gândiți-vă acum la posibile alternative naturiste de a trata această problemă, pentru că de aici s-ar putea să găsiți soluția. Chiar dacă acesta o să fie un an foarte bun pentru analiză și pentru structură, fiți atenți să nu treceți în extrema cealaltă, să deveniți prea critici, prea autocritici, să deveniți pisălogi și tipicari, pentru că asta este un risc. Folosiți-vă de această energie în favoarea voastră, nu în defavoarea voastră. Și atunci când o să întâmpinați greutăți anul acesta, amintiți-vă mesajul lui Aine, a acestei zeițe celtice, a acestei zâne care vă spune că toate răspunsurile sunt în interiorul vostru. Tot ajutorul de care aveți nevoie anul acesta o să-l găsiți în interiorul vostru. Sunteți mai puternici decât vă imaginați. Puteți să realizați mai multe lucruri decât ați crede. O să fie un an foarte frumos pentru cei care ați ales baba numărul 9. Dați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, nu uitați să vă uitați la videourile pentru luna martie pe fiecare zodie în parte, în care fac o analiză astrologică generală, horoscopul particular pentru zodia voastră și vă dau niște mesaje suplimentare de la astrozarul, cărți de tarot și cărțile oracol. Găsiți link-ul aici în colțul din dreapta sus. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și după masă în etalarea zilnic. Pa, pa!